Salutare și bine ați venit la Clubul Idei și Bani, Clubul de Finanțe Personale și Investiții. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea în această seară. Vom vorbi despre un subiect foarte interesant, vom vorbi despre bursele de acțiune, o să vedem câteva lucruri generale, dar o să vedem și câteva lucruri foarte particulare, o să vorbim despre ceea ce se numește bull trap, vom face și niște recomandări de investiții. Nu vom face recomandări de investiții, dar ne vom spune părerea sincer și deschis și vom vorbi despre ceea ce înseamnă FIRE, este un întreg concept, Financially Independent Retired Early. Suntem alături de bunul meu prieten și coleg, trainer, coach, Financial Independence Coach, cum îi place lui să numească, autor, speaker, realizatorul celei mai mari comunități de oameni viitori independenți financiari din România, cele mai mari comunități de finanțe personale și investiții, știința banilor. Valentin Nedelcu, salutare! Salutare Dan, salutare tuturor! Sunt financial coach, eu sunt coach ca și dezvoltare profesională ulterioară. Inițial am fost consultant fiscal timp de 11 ani, am avut o aventură prin corporații timp de 11 ani, ani în care am dezvoltat o carieră de la junior la manager senior regional pe taxe. Am fost și accounting manager și director, accounting and tax manager, se numea, pe partea asta de corporații. După cariera asta de 11 ani, prin 2016 am înființat blogul Știința Banilor ca un hobby. În 2018 deja devenise ceva serios și în momentul respectiv am decis să mă dedic cu totul educației și dezvoltării comunității Știința Banilor, care acum, nu știu câți membri mai numără, dar oricum peste 20.000. Și direcția de dezvoltare a fost, conform background-ului meu, finanțe personale și partea de investiții. Sunt investitor pe Bursa de Valori București din 2005 și ulterior am intrat și pe piețele internaționale. Specializarea mea este pe burse, mai puțin pe imobiliare, deși aveam o discuție ieri cu Dan și mă certa cumva că îmi spunea că, bă, Vali, dacă te uiți mai cu atenție în portofoliul tău, ai o proporție destul de mare și pe imobiliare și tu tot o dai doar cu bursa și cu bursa. Dar, mă rog, avantajul meu este faptul că tatăl meu este un om foarte îndemânatic și se ocupă foarte mult de părțile practice ale imobiliarelor, care mie personal nu prea îmi plac. Mie îmi plac cifrele și principiile din investiții și un anumit mindset de investiții, mai puțin să dau cu bidineaua sau chiar să coordonez pe cineva să dea cu bidineaua. Sper să vă fiu de folos în seara aceasta, abia aștept întrebările voastre, puteți să mă întrebați orice din aria asta a finanțelor personale și investiții. Mulțumim, Valentin, pentru că ești alături de noi. Sunt convins că o să avem niște lucruri foarte interesante de discutat și ascultătorii și ceilalți participanți, că nu e vorba neapărat de ascultători, vă invit să puneți întrebări pe chat. Eu deja am primit pe e-mail câteva întrebări și vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie un singur minut să mai discutăm puțin despre situația în care ne aflăm acum. Nu este un curs cu tentă medicală, nu asta era ideea, ci pur și simplu auzim din nou și din nou că ce este mai rău nu a trecut, că ce este mai rău urmează să vină. Eu personal fac alergie de fiecare dată. Haideți să vedem o chestie interesantă la Spania și anume se vede clar cum s-a curbat acest număr al cazurilor totale de coronavirus și pe o scală logaritmică este clar că s-au aplatizat. Daily New Cases, pentru că are legătură puțin tel și cu analiza tehnică. A auzit cineva de ceea ce se numește analiză tehnică în ceea ce privește instrumentele financiare?
Analiza tehnică înseamnă foarte pe românește să ne uităm la un grafic și din felul în care arată acel grafic să încercăm să înțelegem mai multe lucruri, de exemplu, dacă avem de-a face cu un trend crescător sau dacă avem de-a face cu un trend descrescător. Și unul din argumentele cele mai puternice ale unui trend crescător este acela higher highs și higher lows. Ce înseamnă higher highs? Înseamnă că maximele sunt din ce în ce mai mari și că minimele sunt din ce în ce mai mici. Dați-mi voie să vă arăt într-un desen, pentru că pot face acest lucru și mulțumesc celor de la Zoom. Niciodată un trend nu va fi ceva de genul acesta. Aproape niciodată. Și atunci, cum arată de fapt un trend? Arată ceva de genul acesta. Niște oscilații, cam așa. E, higher highs înseamnă că aceste maxime sunt din ce în ce mai înalte și minimele respective sunt din ce în ce mai înalte și ele. Ăsta este trendul ascendent. Trendul descendent înseamnă lower highs și lower lows. Adică, vedeți, maximele sunt din ce în ce mai mici. Mă rog, îmi scuzați desenul. Și vedeți, și minimele sunt din ce în ce mai mici. Asta este definiția ca la cartea unui trend descendent. Bineînțeles că nu toate vor fi respecta exact acest lucru, dar aici vorbim de lucruri de bun simț. E, dacă ne întoarcem la desenul nostru cu Spania, vom vedea că mișcarea este foarte asemănătoare. Am avut un maxim în zona asta. Dacă ar fi să exagerăm, am avut un double top, exact. Mulțumesc, Valentin. Un double top. Și iată cum maximele sunt mai scăzute și minimele sunt și ele mai scăzute. O mică excepție aici, dar nimic nu este perfect. Da? Deci ei se află pe un trend descendent, se vede din avion. Și mai frumos se vede uitându-ne la numărul cazurilor active, care, iată, a început să scadă, ceea ce înseamnă că numărul celor care se vindecă este mai mare decât numărul celor care se îmbolnăvesc. Iar numărul deceselor și el se curbează, bineînțeles, pe o scară logaritmică este aplatizat și același trend îl vedem. Deci, știți cum arată desenul acesta? Ca la carte, din punct de vedere analiză tehnică. Deci este de o frumusețe. Am zis că neapărat trebuie să vi-l arăt. Zona de maxim și vedeți zona de lower highs și lower lows. De fiecare dată când crește, nu depășește valoarea anterioară și minimele sunt din ce în ce mai mici. Este de o frumusețe ieșită din comun, după părerea mea, dar nu vreau să exagerez. Bun, și acum haideți să nu lungim vorba prea mult, să ne uităm puțin tel și la România, să vedem noi cum stăm în acest desen global, în acest scenariu. La noi, din păcate, nu prea se vede curbarea aceasta a numărului total de cazuri. Vedeți, încă crește liniar. E bine că crește liniar și nu exponențial, dar, din păcate, nu s-a curbat. Din punct de vedere logaritmic, da, vedem o încetinire a creșterii, ceea ce este un lucru foarte bun. Iată și cazurile noi în România. Ce am văzut la analiza tehnică? Bine, mi se pare că avem niște reclame aici, în dreapta. Nu e vina mea, este vina lui Google Ads. Ok, să ne concentrăm pe acest grafic. Ce observăm? Observăm porțiunea de maxime și observăm fiecare maxim este mai mic decât cel anterior. Și, mă rog, minimele într-o anumită măsură se respectă. Nu e farmacie aici, nu e totul la virgulă, dar în principiu se respectă. Vedem că numărul cazurilor active arată într-adevăr un fenomen de ăsta de curbare, de aplatizare, ceea ce pe mine personal mă bucură foarte mult. Deci, din acest grafic se cam vede clar că cei care spun că vârful epidemiei în România încă nu s-a atins, părerea mea este că greșesc.
Din păcate, numărul deceselor continuă să crească, dar pe o scală logaritmică încet, încet se aplatizează și ele. Întotdeauna curba deceselor este întârziată față de curba îmbolnăvirilor și graficul cu noile decese nu arată atât de promițător. Din păcate, am avut acest maxim care e mai înalt față de celelalte și el, conform analizei tehnice, nu ar fi trebuit să fie acolo. Valorile minime încă nu sunt scăzute. Din păcate, decesele nu arată un trend descendent, dar întotdeauna decesele sunt întârziate și din punctul ăsta de vedere, eu cred că ne putem baza pe graficul cu îmbolnăvirile noi ca să afirmăm că vârful epidemiei în România a fost atins sau chiar a fost atins în urmă cu câteva zile sau este atins chiar în această perioadă, lucru care ar trebui să ne ajute, având în vedere că pe 15 mai încercăm și noi să ne mai dezmorțim nițel. Doamne ajută să funcționeze în felul acesta. Bun, după această mică introducere, dați-mi voie să revenim la subiectul nostru principal. Valentin, ce părere ai despre bursele de acțiuni? Dar chiar mă uitam astăzi pe un grafic și vedeam că S&P 500 e undeva la minus 14% față de maxime. A fost undeva la minus 35%, la momentul respectiv era mare panică și mare haos peste tot. Țin minte dacă puneam ceva pe grup, o idee de genul keep calm și bă, țineți-vă bine că asta e, ce se întâmplă, se întâmplă. Adică de când avem noi atât atașament față de vremurile bune, să fie tot în timpul bine. Adică când am ajuns noi atât de slabi ca oameni, da? Să fim atașați de perioade de prosperitate și de bine și totul crește, salariile ne cresc. Dar nu despre asta este viața. Viața înseamnă cicluri care urcă, scad. Important e ca, exact ca la analiza tehnică, trendul să fie de creștere. Dar trendul ăsta de creștere se da de tine, de cum te dezvolți tu ca om, cum înțelegi mai bine lucrurile. Dacă tu crești ca om, aceste cicluri de creștere-scădere în viața ta vor fi percepute din ce în ce mai slabă. Adică o perioadă slabă nu mai fi privită ca un dezastru. Mă rog, și la momentul respectiv, în martie, pe la începutul martie, tot scriam și, încercam să keep calm. Chiar aveam un plan în perioada respectivă. Hai să postez articole și comentarii prin care să le spun oamenilor că da, situația este gravă, da, trebuie să ne protejăm, da, trebuie să avem o alertă pozitivă, însă dacă te panichezi nu o să faci absolut nimic și îți bulești și imunitatea, îți strici și finanțele personale, nici nu mai poți să muncești, nu o să iasă nimic bine din această panică. Și la momentul respectiv aproape că eram linșat pentru faptul că, wow, de ce? Că e apocalipsa. Bun, deci apocalipsa, prima etapă a acestei apocalipse, să zicem așa, s-a întâmplat pe burse în martie, când am avut o scădere, cum n-am mai văzut în viața mea, deci minus 35% în fiecare zi, minus 6, 7, 10% se închideau bursele, mă rog, se punea pauză la scăderi mai mari de 5%, după aia, nu mai știu, se pare că 10%. Și a fost un moment de panică în condițiile în care în economie nu se întâmpla nimic, adică în economie, economia era deschisă. Da? După care ce s-a întâmplat? Economiile au început să intre în lockdown și bursele în momentul respectiv de maximă panică, deci efectiv de maximă panică, au început să își revină. Ceea ce ne dă un indicator și acest indicator ne spune că da, a avut dreptate cel care a spus că bull market iau naștere din panică și bear market iau naștere din exuberanță, entuziasm. Deci trebuie să reținem această lecție. Nu spun că a trecut bear market-ul, spun că a fost o etapă a unui potențial bear market mai lung. Valentin, tu personal crezi că această revenire a burselor este justificată? Sau crezi că este datorată unor fenomene, să zicem, pompării de bani, printării de bani sau
Sau poate pesimismul lor inițial crezi că a fost prea exagerat? Ce părere ai? Eu cred că bursa este exact acolo unde trebuie să fie. Acum, prin prisma informațiilor pe care le avem, bursele nu sunt doar o reflexie a economiei. Sunt și o reflexie a cantității de bani care se află în piață. Da? Gândiți-vă la o acțiune care valorează $100. Acțiunea valorează $100 și în circulație sunt $2 trilioane. Și după aia apar $4 trilioane în circulație și acțiunea respectivă valorează $200. E, valoarea companiei a crescut sau efectiv reflectă cantitatea de bani din piață? Da, sau valoarea banilor a scăzut. Sau valoarea banilor a scăzut, da? Așa se întâmplă cu aurul, că lumea spune aurul, cea mai bună investiție. Dar aurul nu face decât să-și păstreze valoarea și normal că contabilizează mai multe unități de dolar, euro, whatever, pentru că acea cantitate de dolari, euro, crește. Acum, informațiile principale pe care le avem despre piață sunt două. Partea medicală, care spune că virusul este în regres, avem lockdown, da? Și acest lucru a funcționat, se află virusul în regres, deci bursele nu au cum să reacționeze prost la această informație. Și doi, cantitatea mare de bani care acționează direct prin injectare de lichiditate și creează inflație la activele financiare. Clar. Da? Deci din aceste două informații pe care le avem astăzi, rezultă că economia se va deschide în câteva săptămâni, începe să se redeschidă și rezultă că avem helicopter money la greu pe piață. Deci cum vreți să reacționeze piața bursieră în condițiile în care în următoarele săptămâni se estimează că se redeschid o mare parte din firme și că avem bani cu nemiluita helicopter money în piață? Cum ați vrea? Adică nu e logică asta face piața? Acum, la fel cum era logic ca cu o lună și ceva să scadă masiv pentru că aveam un virus necunoscut care se extindea peste tot și se anticipa că nu o să atingă toate țările din lume. Bun. Acum, asta explică din punctul meu de vedere lichiditatea plus estimarea că se redeschide libera circulația persoanelor, a firmelor și așa mai departe. Din acest motiv, acestea două motive sunt cele care determină piețele să crească. Sunt ambele, nu doar lichiditatea, dar și faptul că se vor deschide economiile. Acum, ce se va întâmpla în etapa următoare? Așa, te întrerup fix o secundă, Valentin, să rămânem la ideea asta, ce se va întâmpla în etapa următoare. Ne pregătim să dăm sfaturi de investiții, nu? Dar ne pregătim să ne spunem sincer părerea. Avem o întrebare aici, ce înseamnă helicopter money? Dați-mi voie să vă spun care sunt politicile normale și care sunt politicile neconvenționale ale statelor în fața unei recesiuni sau în fața unei crize. Da? În fața unei în perioada de creștere economică, economiile cresc din ce în ce mai mult și băncile centrale și guvernele simt nevoia să scumpească banii. Să scumpească banii înseamnă să crească ratele dobânzilor, mai ales rata de dobândă cheie pe care o are orice bancă centrală din orice țară, inclusiv din România. Și pe măsură ce ratele astea ale dobânzilor cresc, creditul este din ce în ce mai puțin disponibil, companiile nu se mai împrumută atât de ușor și automat economia este frânată până când la un moment dat să ajungem în perioadă de recesiune, moment în care băncile centrale scad dobânda în ideea de a face banii cât mai disponibili. Ăsta este modelul clasic. Da? Acum, într-o recesiune, să zicem, normală, scăderea dobânzilor funcționează. Uneori se ajunge cu dobânzile la valori mici de genul 1-2%, uneori se ajunge chiar la 0% și uneori metoda aceasta nu este suficientă pentru a pompa banii în economie. Este exact cum ai un pacient într-o stare gravă la ATI și atunci încerci să-i bagi în venă tot felul de substanțe care să-l ajute să întărească organele, să-l ajute să facă față bolii. De unde și analogia, perioada de coronavirus, de criză medicală versus criza economică în care poate deja ne aflăm, sau mai bine zis ne vom afla în curând oficial. Și atunci ce fac băncile centrale? Încep să arunce bani pe piață
cumpărând anumite instrumente, cumpărând active. De obicei, cumpără titluri de stat. Guvernul vine, emite titluri de stat, se împrumută cu bani. De ce se împrumută cu bani? Care are nevoie să financeze tot felul de zone din economie. Ce face Banca Centrală? Cumpără acele titluri de stat și dă bani guvernului. Tipărește bani, literalmente. Mă rog, nu literalmente, la modul conceptual. Și tot așa. O vreme merge. A mers în 2009-2010. Problema este că la un moment dat a cumpărat atât de multe titluri de stat de pe piață, mă refer la Banca Centrală Americană, încât valorile lor au crescut foarte mult și riscă să producă niște echilibre. Moment în care începe să cumpere alte instrumente, de exemplu obligațiuni corporative. Ceea ce se întâmplă în aceste zile, Banca Centrală Americană aruncă și mai mulți bani pe piață, cumpără obligațiuni corporative. Nu poate să cumpere foarte multe. Nu uitați, băncile centrale pot tipări trilioane de dolari și chiar tipăresc. Și atunci ce face următorul pas? Este să cumpere acțiuni de pe piața de acțiuni. Fed-ul, Banca Centrală Americană, n-a ajuns încă în situația de a cumpăra acțiuni de pe bursă. Banca Centrală Japoneză, Bank of Japan, a ajuns în situația asta și deja de câțiva ani cumpără acțiuni de pe bursă. Da? Ok. Și ajungi la un moment dat în care și aceste acțiuni de a arunca bani pe piață își atingă plafonul și atunci reacția de ultim last resort, cum se spune, ultima reacție este să vii și să dai bani oamenilor. Și este folosită această metaforă helicopter money ca și cum ar umbla un elicopter deasupra orașului și cineva din elicopter ar arunca cu bancnote. Da? Este o imagine, cum se spune, este echivalenta de la nunțile noastre cu fără număr, fără număr. Știți personajele acelea populare care aruncă cu bancnote în stânga și în dreapta. Cam asta înseamnă helicopter money. Înseamnă să dai banii direct populației. Este, cum să spun, ultima măsură care se poate omenește concepe. Din păcate s-a ajuns acolo și Banca Centrală Americană și guvernul american face chestia asta și de undeva de câteva săptămâni au aprobat un plan ca fiecarei persoane să-i dea o sumă de, am uitat cât era, 1500 de dolari, 1200? 2000 de dolari, parcă citiți. Da, ceva de genul ăsta și la familii nu știu cât. Deci au ajuns să dea bani direct la populație, ca populația să cumpere, să introducă banii în economie și să facă să se învârte roata. Din păcate, nu este cunoscută o altă metodă stimulativă mai mare decât acest gen de helicopter money. Eu n-aș zice că din păcate, eu cred, chiar cred că fac ceea ce trebuie, pentru că degeaba ai cantități mari de bani în piață dacă nu îi introduci în economie, în bunuri și servicii, să cumperi. Da? Deci poți să ai cantități enorme de bani dacă ei sunt stocați în titluri de stat, atunci umfli titlurile de stat, ceea ce s-a și întâmplat. Dar nu creezi inflație la nivel de consum, pentru că nu ajung în consum banii respectivi. Exact. Asta a fost problema și în 2009-2010, că banii n-au ajuns la consum. Să-i dea titlul de stat, nu mai plătesc dobândă, de aia se aluncă helicopter money, se încearcă introducerea banilor în economie. De ce? Banii în economie, banii în sine, dacă stagnează, nu fac nimic. Tu ai nevoie să crești economia, deci să bagi banii în economie care să circule. 100 de dolari care circulă de 10 ori produce profit pentru 10 firme, da, și asigură 10 nevoi. Dacă 100 de dolari țin buzunar, nu fac nimic. Adică toată lumea. Ca și cum n-ar exista. Noi circulăm între noi 100 de dolari și trăim cu toții. Da. Altfel, din 100 eu... de dolari, atenție, din 100 de dolari trăim cu toții. Da. Pentru că tu-i cheltui, eu produc. De ce? Pentru că fiecare dintre noi producem bunuri și servicii, deci banii reali sunt tot la factorul de producție, care înseamnă firmă sau forța de muncă. Ăștia sunt banii reali, da? Dar dacă eu nu primesc convenția asta care se numește euro, dolar, ron, ce-o fi, eu nu produc, adică nu muncesc sau nu produc în fabrica mea sau nu fac nimic. Și practic economia stagnează dacă banii nu circulă. E un echilibru foarte sensibil între bani și economie. Și de asta este important și se aruncă bani tocmai pentru a stimula consumul, da? Consumul, economia.
Asta, apropo de frica cu inflația, se creează inflație. Păi, ca să nu creezi inflație, trebuie să crești economia. Da? Ai introdus mai mulți bani în economie, trebuie să-i și injectezi la nivel de consum, astfel încât tu să crești PIB-ul, produsul intern brut al țării respective, și în felul ăsta poți să creezi bani mai mulți, crescând în același ritm și economia. Dacă economia rămâne în urmă și tu creezi bani degeaba și nu se duc în economie, atunci vine inflația, pentru că banii respectivi nu mai au acoperire în bunuri și servicii pe piață. Acum, frica cea mai mare pe care o au foarte mulți oameni și, mă rog, cei care se mai uită și au habar de economie, este aceea a inflației. Și eu cred că ăsta o să fie și ne îndreptăm spre un risc mare de inflație, pentru că nu poți printezi și să arunci bani la nesfârșit și să nu te temi de o inflație. Mi se pare o situație foarte interesantă pentru investitori, pentru că efectiv în momentele astea nu prea știi ce să faci. Da? Că dacă ții cash-ul prea mult, trebuie să ai grijă, ok, cât îi țin, pentru că dacă se devalorizează cu 15-20% banii respectivi, îi ții degeaba. Da? Ok, iarăși, țin cash-ul că nu știu ce. De dacă bursa, chiar dacă economia e praf, bursa crește și toate activele cresc cu 30%, iarăși, cash-ul tău, ce mai faci cu ei? Da? Deci trebuie să ai foarte... Mi se pare că în perioada următoare o să existe un balans, trebuie să existe un balans foarte, foarte bine gândit între cât cash țin, da, și câte active dețin. Să mergi doar pe una dintre ele mi se pare riscant. De ce? Dacă mergi doar pe active, s-ar putea să rămâi insolvabil. Insolvabil, da, asta e cuvântul. Efectiv, să rămâi fără bani când ai nevoie. Dacă mergi doar pe cash, e posibil să nu mai poți să cumperi active cu acel cash, să ai inflație la active, cum s-a întâmplat și în ultimii ani. Deci, trebuie mers cumva în echilibru și să încercăm mai puțin să ghicim. Putem să încercăm să ghicim sau să analizăm, să facem un educated guess asupra ce se va întâmpla în viitor. Însă bursa și piețele și inflația și banii ne arată, ne smerește destul de mult și ne arată că oricât de deștepți ne-am crede, ea este impredictibilă cumva. Deci, sfatul meu, recomandarea mea de investiții, să zic așa, este să fim un pic mai smeriți și să place your bets on both horses. Da? Să ne punem pariurile pe toți caii din cursă, și pe unul și pe celălalt. Și cam așa zice și Ray Dalio la un moment dat, deși el afirmă acum cash is trash, nu știu ce. Dar țin minte o discuție în care spunea, ok, cine o să fie marea putere în viitorul apropiat, China sau SUA? El a spus că probabil China, dar he places the bets on both horses. El pariază și pe unii și pe alții. Eu nu sunt atât de convins că o să fie China și nu știu când, adică în următorii 10 ani nu cred că o să fie China, pentru că și până la urmă, dacă te uiți la demographics, China este în regres demografic. Da? Populația îmbătrânește. SUA este singura țară dezvoltată care încă crește ca populație. Da? E ciudat. Dar așa este. Și plus, acum, gândiți-vă și voi, în ce țară credeți că ar vrea sau în ce sistem politic și economic ar dori cei 8 miliarde de oameni de pe planeta asta să trăiască într-un sistem. Ambele sunt imperfecte, dar într-un sistem asemănător cu SUA sau unul asemănător cu China. Așa este. Sunt curios, voi cum ați vrea să trăiți? Eu știu cum aș vrea să trăiesc. Ok, și haideți să ne... Da. Haideți să ne uităm puțin la grafice, pentru că am primit un grafic foarte interesant în zona asta de întrebări. Mulțumim frumos, Ildi. Dați-mi voie să fac un share screen. Astăzi este o zi foarte bună pentru bursele de acțiuni. Mă bucur pentru această inspirație de a vorbi fix de acest subiect.
Uitați încă o întrebare bună. Credeți într-o revenire în W, U, L sau orice? Asta este VVV. VVV, exact. Eu cred într-o revenire de tip VVV. Dan, dacă pot să mai am o intervenție. Începusem să spun, ok, acum eu am înțeles revenirea în V, mi se pare că are sens. Pe viitor, cred că revenirea o să fie în VVV. Da? Deci în WWW. Și să spun și de ce. Pentru că eu cred că e exact ca la medic. Ca la medic, știi? Te duci cu... te doare ceva, îți injectează oxigen în plămâni, vitamina C și ce mai e, și după aia crapă altceva. Și după aia iarăși îți injectează ceva și iar crapă altceva. Mi se pare că s-au adunat multe vulnerabilități care ușor, ușor, fiind neglijate acum alte vulnerabilități, de exemplu deficitele comerciale, deficitele de buget, o să tot avem alte probleme. Ok, COVID-ul mai poate să mai revină o dată. După aia avem probleme cu deficite, după aia avem probleme cu social unrest, da, vedeți că oamenii ies în stradă, că nu mai vor să fie ținuți în casă. După aia diferențe legate de conflictul China-SUA, care a mai existat. Și tot așa. Deci cred că o să ne aștepte o perioadă de VVV. E posibil să ne aștepte și până genul ăla de decadă pierdută cum a mai existat? N-am zis decadă pierdută, am zis VVV. Nu cred că o să fie o decadă pierdută. Cred că o să fie o decadă câștigată, dar depinde de ce arii geografice. Adică cei care s-au obișnuit să investească doar în S&P 500, că au citit ei, s-ar putea să fie dezamăgiți în următoarea decadă. Da. Ok, bun. Haideți atunci să ne uităm puțin la această scădere. Asta este o platformă pe care o mai folosesc din când în când, în special pentru a mă uita la grafice. Se numește MetaTrader 4. Mă rog, nu sunt trader, nu fac trading, dar din când în când îmi place să mă implic în studierea mai atentă. Și de la valorile maxime, când am văzut că începe scăderea, ăsta este obiceiul meu, primul lucru îmi notez niște valori cheie, scădere de 10%, de 15% și de 20%. De data asta, surpriza a fost că în câteva săptămâni, fiecare bară din aceasta reprezintă o zi, este un grafic zilnic, cum se spune, și surpriza neplăcută a fost că în câteva săptămâni a ajuns la 15%, la 20% a continuat să meargă, a scăzut sub 30% și s-a apropiat de 40%. Este prima dată de când sunt eu în bursele de acțiuni din 2010 că pun această linie de 40%. Vă spun sincer, nici în visele mele cele mai urâte nu credeam că voi ajunge să o pun, deci sunt pregătit, am afirmat întotdeauna, cine nu este pregătit pentru o scădere pe burse de 50%, se cheamă că n-a înțeles ce s-a întâmplat între timp, în trecut, atât în 2008-2009 a fost o scădere de puțin peste 50%, ca să nu vorbim de Marea Depresiune din anii 30, la care ne întoarcem imediat. Ce este interesant la scăderea aceasta este faptul că a fost extrem, extraordinar de rapidă. Deci o scădere de 35% în SUA în 4 săptămâni nu s-a mai întâmplat never ever până acum. Au fost scăderi și mai mari, însă s-au întâmplat pe parcursul lunilor de zile, dacă nu cumva peste un an. Da? Deci această super prăbușire a fost extrem de rapidă, extrem de urgentă. Bine, dacă mă întrebați pe mine, și normal, având în vedere măsurile extreme de blocaj care s-au luat în toată lumea, practic, globul pământesc s-a oprit în loc. Și ce este interesant este că revenirea, vedeți, s-a revenit până la nivelul de 15% și astăzi a fost spart acest nivel. Sperăm ca bursele să închidă undeva peste acest nivel. Și cine știe, poate ne îndreptăm către revenirea, către scăderea de 10%, nu? De ce nu să ne întoarcem la valori maxime? Cine știe? Ce analogie putem face cu marea criză la începutul anilor 1930? Și aici avem un grafic foarte interesant.
este indicele Dow Jones Industrial Average, care este foarte asemănător ca grafic, nu ca structură. Dow Jones are 30 de companii, S&P 500 are 500 de companii, dar ca și grafic este extrem, extrem de asemănător. Și graficul este intitulat Ghost of the Great Depression, este fantoma Marii Depresiuni. De ce? Pentru că, uitați această analogie între anii 30, vedeți o zonă de consolidare urmată de o creștere și o prăbușire de circa 50%, de-aia am spus și o să repet, avem nevoie să fim pregătiți pentru o scădere de 50% pe burse de acțiuni la orice oră din zi și din noapte, urmată de o revenire și apoi o scădere mult mai mare. În total, scăderea a fost de peste 80%, nu apă la 85%, diferența între maxim și minimul atins undeva în 33. Nici măcar nu apare aici graficul. Cu mențiunea că am trecut, eu de exemplu am avut ceva, m-am uitat și eu la un grafic asemănător, am avut ceva marcări de profituri la 50% retragere Fibonacci, acum suntem la 61,8. Mm-hmm. Deja am depășit. E, și vedeți, din această analogie pare ceva destul de similar, sigur nu știm ce ne va aduce viitorul, dar uitați totuși cât de sus a fost această zonă față de ce s-a întâmplat în final și uitați cât de sus suntem acum față de cât eram în trecut. Însă avem de făcut o mică precizare care este foarte importantă. În SUA nu au început măsurile stimulative extraordinare decât din 1933 au început să pompeze bani. Până în 1933 n-au fost decât măsuri clasice de scădere a dobânzii, care se vede cu ochiul liber, nu au funcționat. A fost cu alegerea lui FDR, a lui Roosevelt, care a modificat punctul de vedere al oficialităților și iată că au ajuns la aceste lucruri. Tocmai spuneam că deja am depășit acel minus 50% retracement, suntem pe la 61,8. Dați-mi voie să... Valentin, preia tu că trebuie să aduc încărcătorul. Da. Tocmai spuneam că am depășit acel nivel. Asta nu înseamnă că... Ok, avem grafice similare, nu înseamnă că o se întâmple la fel, nu înseamnă decât că ne poate arăta o posibilitate, da? Cum spunea și Dan, acum s-au început măsurile de helicopter money mult, mult mai devreme, deci cu ani de zile înainte. De ce? Societatea umană este o societate care învață din propriile greșeli. Și ca să vă dau un exemplu, apropo, tot vorbim de pandemie, pandemiile de ciumă din Europa durau câte 3 ani și nimiceau jumate din populație. Oamenii au învățat niște lucruri de atunci și astăzi nu mai ne nimicește nimeni jumate din populație, ci suntem mai inteligenți cumva. Da? La fel e și cu bursele. Dacă vă uitați la ultimele mari căderi bursiere, 2000 și cea din 2008, veți vedea că nu mai sunt de ani de zile, ci cumva într-un an încep să se rezolve, sunt mult mai violente, deci scăderi rapide, dar și revenirile sunt mai rapide. Nu susțin că așa o să se întâmple și acum, dar trebuie să luăm în considerare faptul că astăzi sunt mult mai multe mecanisme de a te apăra de o situație ca Marea Depresiune economică. Bun, așa, dacă aveți întrebări până revine Dan, să mi le scrieți pe aici. Ok, revenire în X. Nu știu cum e revenirea în X. Cum se aplică strategia lui Fibonacci aici? O să vă arate Dan. El este expertul pe analiză tehnică. Alte întrebări. Am văzut niște întrebări referitoare la burse, la brokeri. Și o recomandare aici, Trading 212, nu știu brokerul respectiv, dacă a venit cu comision zero, e posibil să existe
intenția de a atrage noi clienți, că așa se întâmplă, și XTB-ul în 2018 avea comision zero pentru a atrage clienți, după care a mai crescut comisionul. Nu e profitabil pentru un broker să aibă comision zero. Ce folosesc acum, de exemplu, este TradeStation Global, care este introdus în broker pentru Interactive Brokers. Mulțumesc, Valentin, chiar vreau neapărat să răspundem la întrebarea asta cu... Și are un comision de 1,75 euro pe tranzacție, comisionul minim sau 0,12%. Deci nu e nici zero, dar nu e nici mare. E, mă rog, aproape zero. Dar pentru mine faptul că am acces la... adică sunt asigurat de puterea financiară și de sistemele de asigurare pe care le are Interactive Brokers, are asigurare pe 500.000 de euro pe portofoliu, 500.000 de dolari pe portofoliu și plus o situație solidă, foarte solidă financiară, Interactive Brokers e unul dintre brokerii de top cei mai mari din lume. Deci pentru mine faptul că plătesc un comision de 1,75 pe tranzacție sau 0,12% pe tranzacție este foarte, foarte ok. Eu vreau să plătesc pentru ceea ce consum. N-am o problemă. Mi se pare un fair deal. Valentin, ce înseamnă un bull trap? Ce înseamnă un bull trap? Dacă poți să ne dai share screen la graficul pe care ni l-ai arătat mai devreme. Un bull trap înseamnă că, ok, nu, la cel cu Marea Depresiune, că acolo era, se vedea foarte bine un bull trap. Bull trap înseamnă o revenire temporară a bursei care nu duce la schimbarea trendului mare, ci e doar o revenire temporară. Și de ce se numește trap, adică capcana, pentru că mulți cred că gata, ne revenim, bursele își revin și hai să intrăm și noi. Și exact când intră și ei, se dovedește a fi bull trap. Așa. Da, aici eram. Deci eram... Uitați, acela este un bull trap. Aici, asta se referă Valentin, eram în 1930, veneam după o scădere de 49%, bursele își reveneau și de ce se numește o capcană a taurilor, nu? Ei sunt bulls, sunt cei care sunt optimiști, pentru că ei credeau că gata, s-a terminat, cei mai rău a trecut, acum o să mergem încet, încet în sus și bineînțeles, intrau la cumpărare de acțiuni. Din păcate pentru ei era o capcană, căci scăderea nu se terminase și a urmat în continuare o scădere. Din păcate există temeri la ora actuală că ce vedem noi prin această revenire este posibil să fie tot un bull trap. Da, în graficul ăla, dacă am avut scădere de 50%, de ce următoarele câteva procente până la 80% parcă sunt de 3 ori mai mari? Păi hai să ne uităm la cifre, că avem aici cifre și ne este foarte ușor. Deci aici avem un 195 și maximul este de 380. Da, 195 este jumătate din 380, aproximativ, da? Okay. Iar aici avem 195 și minimul a fost undeva pe la 41. Wow! Da? Deci dacă calculăm 41 împărțit la 380, care a fost maxim, sigur, calcule aproximative, o să vedem o scădere de circa 90%. Da? Asta știam și eu, undeva pe la 80-85%, mă rog. Acum vă dați seama că nu e nicio diferență. Deci, cam asta este diferența cu adevărat. Pentru că o scădere la jumate ajunge la 195, o scădere la încă și jumătate ajunge pe la 99, mă rog, cât o fi, 90 și ceva, 97, undeva pe aici.
O scădere la încă jumătate ajunge undeva pe la 45, care a fost într-adevăr undeva pe la minim. Da? Deci vedeți de câte ori a trebuit să se înjumătățească. O dată a trebuit, a doua oară, de 3 ori s-a înjumătățit prețul acțiunilor până a pierdut aproximativ 90%. Asta înseamnă bull trap. Nu înseamnă că noi prezicem așa de parcă am fi noi mari prezicători că acesta este un bull trap, dar am vrut să vă spunem, cum să spun, textual, deschis și așa, din inimă, fiți atenți că există acest bull trap, s-a întâmplat în trecut, s-a întâmplat de mai multe ori și s-ar putea să se întâmple și în prezent. Și dacă... S-a și în 2007. Exact, în 2007, în 2008, să ajungem cu graficul acolo, uitați că... Și în 2007 a revenit la aproape la maxime. A fost un bull trap, un fel de double top. Vedeți ce s-a întâmplat în... Asta era octombrie 2007. A venit o scădere și după aia, pac, a venit din nou o creștere în mai 2008. Da? A fost și acolo un mic bull trap din punctul acesta de vedere și după aia a urmat marea scădere. De la maxim de aici până jos este undeva la jumătate, deci este mult mai puțin grav față de ce s-a întâmplat la Marea Depresiune. Bun. Asta e și... Deci sunt atâtea variante pe care graficul le poate lua. În 2008 ați văzut că n-au existat... A fost o criză rapidă, cumva, da, un an de zile. Pac, violent, un mic bull trap, după aia cădere și după aia urcare. În 29-33 a fost ceva de durată și foarte masiv. În anii 70 am avut hiperinflație. În anii 2000 am avut o criză tot asemănătoare cu 2008, destul de rapidă. Nu, sunt foarte multe variante și mie mi se pare greu să, sau aproape imposibil, să anticipez cum va fi de data asta. Pentru că, ok, eu știu, Ray Dalio spunea că gata, ne aflăm în depresiune. Și eu înțeleg că se poate să ne aflăm în depresiune, dar realist vorbind, nimeni nu știe lucrul ăsta. Și dacă o să fim în depresiune, dar peste încă 15 ani sau 10. Corect. Ce facem până atunci? Stăm degeaba? De asta eu cred foarte mult în dollar cost averaging. Chiar dacă nu e ideal, chiar dacă academic se spune că sunt alte metode mai rapide, de exemplu să investești toți banii acum, nu, eu n-aș investi altfel decât dollar cost averaging niciodată. Asta ar fi unul. Și al doilea lucru, indiferent de situație, eu nu aș sta cu tot cașcavalul cash. Să aștept eu o mare criză. De ce? Pentru că, efectiv, timpul... Hai să fac o mică precizare, Valentin, ca să nu o lăsăm să treacă. Dollar cost averaging înseamnă să cumperi în mod constant, regulat, indiferent dacă prețul acțiunilor crește în momentul în care te bucuri, bineînțeles, mai ales dacă prețul acțiunilor scade, da? Deci tu vii cu o anumită sumă, să zicem 1000 de lei, nu contează, și cumperi în permanență pe scădere și în felul acesta, pe măsură ce prețurile scad, tu cumperi mai mult și la revenire vei avea de câștigat. Corect. Deci dollar cost averaging și un portofoliu diversificat. De ce diversificat? Pentru că putem să avem aroganța să spunem că da, noi știm, anticipăm că alea vor crește sau ailaltă vor crește, pentru că am și studiat poate. Dar, după cum se vede, piața are o... Sunt foarte multe forțe în piață care influențează evoluția tuturor activelor. Descoperiri tehnologice. Scria cineva foarte bine pe chat acum, da? Dar față de 1929-33, acum avem giganți tech care absorb, practic, economia și tot felul de giganți, nu numai tech. De toate felurile, vedeți că economia e cumva absorbită de companiile mari listate la bursă. Da? Deci economia înainte era mult mai eterogenă, acum devine monopol sau oligopol cumva. Da? Deci niște entități trag cât mai mult din consum înspre ele,
Gândiți-vă la taxi. Înainte erau mii de companii de taxi, milioane, și acum tendința este ca două, trei companii de share economy de tip Uber și ceilalți să atragă ei tot acest consum. Sunt mișcări pe care noi efectiv nu le putem anticipa. Chiar dacă avem o idee că ok, fine, s-ar putea, uite, pe baza analizei, ca bursa să se prăbușească. Putem să mergem pe acea idee că bursa o să se prăbușească, dar eu în continuare aș merge pe dollar cost averaging. Pentru că și o protecție împotriva, poate sunt eu prost, știi? Adică poate mă înșel. Am această, mă rog, acest nivel de smerenie să spun că poate mă înșel. Eu am spus că o să fie în W revenirea, adică o să se ducă în sus și după aia o să crape altă problemă, iar se duce în jos, după aia iarăși revine. Dar poate mă înșel. Poate o să fie în V. Da? Sau poate o să fie în L și rămâne acolo ani de zile. E, cum mă protejez eu de propria mea stupiditate, să zic așa? Simplu. Eu am și aur, am și imobiliare, am și cash, am și acțiuni. Asta e primul lucru. Doi, mă concentrez să muncesc și să produc bani, pentru că în criză cel mai important lucru e să produci în continuare bani. Ăsta este focusul meu principal. Și deci, unul, am spus că am un portofoliu diversificat. Doi, produc în continuare bani. Trei, I low my expectations. Da? Adică nu mai visez ca ai vers pe pereți că mă îmbogățesc, că eu cumpăr la minime imobiliare după minus 55% și gata, eu fac ca în 2008, sau cumpăr bursa când ajunge la minus 80%, ci efectiv îmi cobor așteptările și spun că ok, fine, mă mulțumesc și cu 5% în următorii 15 ani. Dacă o să fie 15 în loc de 5, o să fiu fericit. Dacă o să fie 5, o să fiu mulțumit și cu aia 5. Dacă o să fie sub 5, nu o să fie un mare dezastru, da? Pentru că eu fac dollar cost averaging. Mă mențin activ și investesc cel mai mult în mine și în capacitatea mea de producție. Banii îi faci tu prin bunurile și serviciile pe care îi oferi. Asta ar fi unul. Și al doilea lucru, ce active cumperi ca să producă utilitate în economie. Chiar dacă cumperi un activ care se devalorizează temporar, dacă acel activ este bun și produce utilitate, atunci lucrurile astea o să-ți aducă bani, cash flow și pe viitor. Chiar dacă l-ai cumpărat din bad timing, mai să nu-l cumperi în bulă, da? Dar chiar dacă l-ai cumpărat în bad timing ceva mai scump, on a long term, acel activ produce profit. Eu așa gândesc, nu sunt perfect, dar vă spun că eu dorm liniștit și vin și bani. Da? Din investiții au venit în ultimii 6-7 ani, tot timpul au fost profituri peste ceea ce am gândit eu. M-am așteptat eu să vină. Ești ok cu nu am aroganța să fiu guru și să prevăd viitor. Mulțumesc, Valentin. Asta cred că răspunde și la întrebarea ce ar trebui să facem la momentul actual, să vindem, să cumpărăm sau să așteptăm. Valentin spune că metoda lui nu este un sfat de investiții, însă spune că metoda lui este cumpărări constante, relativ constante, cumpărări regulate. Asta înseamnă dollar cost averaging. Și eu aș mai completa. Nu vă gândiți că pe lume există numai acțiuni. Cea mai bună metodă de a investi înseamnă a investi diversificat, dar în mai multe clase de acțiuni. Am avut aici o întrebare, zice, dar ce S&P 500 nu e diversificat, că doar are 500 de acțiuni? Da, dar toate sunt acțiuni. Diversificat înseamnă să ai acțiuni, înseamnă să ai obligațiuni, să ai și niște titluri de stat. De ce? Pentru că în momentul în care bursele au scăzut cu 30% și peste, titlurile de stat au crescut. Deci, cum te simți să fii cu tot portofoliul tău pe minus 35% sau minus 55%,
10% și cum te simți ca o porțiune din portofoliu să fie în titluri de stat, să-și păstreze valoarea sau chiar să se aprecieze puțin. Da? Despre asta este vorba. Este vorba despre aur care a crescut în ultima perioadă. Asta înseamnă diversificarea. Este vorba de ce nu despre imobiliare sau poate este vorba despre criptomonede, o bucățică foarte mică, nu? Asta înseamnă diversificare în mai multe tipuri de acțiuni. Bun. Referitor la întrebarea cu brokerul, cu comisioane mici am răspuns. Există comisionul TradeStation pe care noi îl cunoaștem și care are comisionul minim de 1,75 euro per tranzacție, ceea ce să ne gândim că investim 200 de euro înseamnă mai puțin de 1%. Părerea mea este că pentru cine investește pe termen lung, adică minim 10 ani, un comision de 1% la cumpărare și 1% la vânzare este foarte puțin, deci din punctul ăsta de vedere nu este o problemă. Mai avem câteva întrebări despre titlurile de stat. Un participant ne spune, din câte știu, nu se mai emit titlurile de stat pentru populație, deși anunțase Ministerul Finanțelor că pregătește o nouă emisiune de titluri de stat, care este inclusiv în valută. Da, eu nu am văzut titluri de stat pentru populație în valută, dar am văzut în lei, au tot fost emisiuni în 2019, e adevărat că au încetat. Sper din toată inima că vor reveni, pentru că este o metodă foarte bună de a plasa banii noștri cu risc zero, titlurile de stat au riscul minim, sigur, nici randamentele obținute de ele aduse de ele nu sunt prea mari, dar investiția în titlul de stat nu este să ne îmbogățim, ci să ne stabilizăm, să ne echilibrăm portofoliul, să ne-l diversificăm. Și participantul nostru spune că dacă să scot titlul de stat în europopulație, pentru populație, mă bag și eu că la euro chiar nu ai yield în ziua de azi. Și aici, mă rog, felicit pentru faptul că e interesat de ele, nu e o idee deloc rea, însă trebuie să te contrazic, există yield și la euro în ziua de astăzi. Repet, nu este un sfat de investiții, urmează să analizezi tu pentru tine ce este profitabil și ce nu, orice vine cu un grad de risc, însă dăm voie să-ți spun că există obligațiuni corporative pe bursă la ora actuală, care sunt cu dobânzi de 4,5%, mi se pare, Qualitas sau 5%, Vivredeco 5% sau 5,25%, Patria Bank 6,5% în euro. Chiar Idea Bank a avut mai de mult o emisiune foarte interesantă pe care personal am ratat-o, asta este 8,5% pe an în euro. Sigur, nu sunt companii foarte mari, sunt companii mai curând mici, va trebui să vă faceți o analiză, să faceți foarte multe lucruri, nu vă sfătuim, nu este un sfat de investiții, dar e păcat să nu le cunoașteți, nu-i așa? Când se vor emite din nou titlurile de stat, unde se pot cumpăra, trezorerie. Am o intervenție aici, atenție, titlurile de stat și obligațiunile corporative sunt cu grade de risc diferite. Foarte diferite. Foarte diferite. Un grad de risc foarte mic pentru că sunt garantate de stat și statul are foarte multe resurse ca să îți plătească, mai ales dacă sunt titluri de stat în RON, ți le plătește înapoi fără probleme. Da, emite bani, whatever. Crește taxele, creează inflație, poate să le plătească foarte, foarte simplu. Statul român emite, are obligațiuni și în euro și în dolari, pe care le puteți cumpăra mergând la o bancă, dealer primar, Raiffeisen, BCR, BRD, toate cele mari sunt dealer primari. Și asta ar fi titlul de stat. În afară de asta, sunt ETF-uri pe titlul de stat din Europa, ETF-ul pe titlul de stat din SUA, acela din SUA încă plătesc un yield și încă plătesc dobândă. Trebuie să țineți cont de faptul că RON-ul se depreciază constant și acum mai mult decât altă dată față de dolar și față de euro, față de dolar undeva peste 4% pe an în ultimii 10 ani, asta a fost media, față de euro peste 2% pe an.
în ultimii 10 ani. Ce vreau să vă mai spun e că da, sunt și o emisiune de obligațiuni românești, private, atenție, nu de stat, care plătesc dobânzi în euro. Dar țineți minte, o corporație care îți plătește dobândă de 5% în euro, plătește 5% în euro pentru că nu poate să ia mai ieftin din altă parte. Da? Deci vine cu niște riscuri. Dacă la titlul de stat pot să spun, ok, oricine poate să investească pentru că sunt relativ sigur, adică mai sigur decât titlul de stat, nu știu ce ar putea fi. Nu există nimic mai sigur. Și la obligațiuni corporative, însă, recomandarea mea de investiții ar fi să le studiați foarte, foarte atent și să știți ce faceți acolo. Adică mai bine nu vă băgați dacă nu înțelegeți un bilanț al unei companii. Nu înțelegeți de ce prospectul de emisiune, fiecare obligațiune are un prospect în care se spun riscurile, beneficiile, ți le dau cumva mură în gură, dar tu trebuie să le înțelegi. Nu doar intrați pe bursă, clic, 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 ia uite, 6,5% Patria Bank, clic, am cumpărat. Nu, intri în prospect, studiezi, îți asumi care e riscul de... Deci trebuie să înțelegi modelul de business, trebuie să înțelegi dacă e profitabilă, dacă nu e profitabilă, ce se întâmplă cu ea, nu? Exact, dacă faceți lucrurile cu cap, de asta vă tot spun tot timpul, băi, învățați, educați-vă. Eu știu să analizez o companie, că am fost și accounting manager la viața mea, am făcut merger-uri de companii, de structurări de companii, dar eu mă diversific, am multe obligațiuni corporative. Deci eu mă diversific ca dacă mă înșel cu una dintre ele, da? Păi dacă mă înșel, nu e nimic, am 10. Îmi pică una, asta e. Din profitul celorlalte mi-acopăr pierderea. Da? Deci, dar eu și le și studiez, le și aleg pe alea. Uite, de exemplu, ăsta era compania de cu home deco, decorație. Vivre Deco. Vivre Deco. Chiar vorbeam cu Dan și spunea, uite, Vivre Deco, și am zis, astea sunt bunuri de decorațiuni interioare. Cum vine pandemia asta, nu cred că o să mai se vândă așa de bine și am zis, eu nu mă bag. Deci le și analizezi. E vorba, până la urmă, de cunoștințe de business și common sense, adică bun simț, ceva cunoștințe și bun simț. Le și analizez, le și selectez și mai am și o grămadă dintre ele, da? Dacă pică vreuna să nu se întâmple ceva. Simplu, dacă eram arogant și ziceam, nu, că eu știu, îmi luam doar una sau două, pentru că alea au cea mai mare dobândă și le cunosc eu cel mai bine și vreau să fiu concentrat pe ce că eu știu, zice Kiyosaki. Diversificarea este, ce spunea Kiyosaki, diversificarea este protecție împotriva prostiei și necunoașterii. Da, eu mă protejez împotriva prostiei și necunoașterii. Deși jumate din timpul meu îl deduc educație în general, dar asta este. Da, mă protejez și mi-e bine, așa. Avem o întrebare neamaipomenită și îți mulțumim, Victor. Zice, bineînțeles că trebuie evaluat bine riscul de credit, în plus nu te poți diversifica bine fiindcă ai puține opțiuni. Asta își contrazice, ai destul de multe opțiuni la ora actuală pe bursă în ceea ce privești obligațiunile corporative. Și zice în felul următor, dacă investești în 10 și una intră în default, ce randament ai nevoie și în cât timp pentru a-ți recupera banii? Și eu îți spun că, practic, din randamentul din același an. Hai să presupunem că ai un anumit portofoliu, tu investești sume egale în 10 obligațiuni și presupunem că fiecare din ele îți dă 10%. Este puțin exagerat. Unele îți dau 8, unele îți dau 9, unele, într-adevăr, îți dau 10%. Dar presupunem, uite, mergi în jocul ăsta cu mine, 10 obligațiuni identice, în fiecare investezi 10% și fiecare îți dă 10% pe an. Da? Cât vei obține tu profit într-un an bun, într-un an normal, fiecare din ele vei obține un profit total de 10% și fiecare din ele va contribui cu 1%. Da? De acord cu mine. Ok. Acum să presupunem că una din ele dispare. Dispare cu totul. Cu cât anume a scăzut portofoliul tău în anul ăla? Evident, cu 10%. Da? Dar în anul ăla, cele 9 care au rămas,
ce profit ți-au adus ție? Fiecare ți-a adus câte un 1%, deci în anul respectiv în care una a dispărut cu totul, celelalte ți-au adus câte 1% fiecare, deci ai avut un profit de 9% de la ele. Da? Cu alte cuvinte, ai câștigat 9% de la cele 9 și ai pierdut 10% pe cea care a intrat în default, deci per total an tu ai pierdut doar 1%. Având în vedere exagerarea mea că randamentul era de 10%, ceea ce nu este, probabil că într-un an în care una ar intra în default, ai pierde 2%, poate 3%, da? Ceva de genul acesta. Adică, în niciun caz ceva distrugător care să-ți dea portofoliul peste cap și mulțumesc, Ildi, pentru că ai împărtășit cu noi. În momentul în care scăderea maximă pe burse a fost de 35%, ea ne spune că portofoliul ei a fost la minus 12% datorită diversificării, bineînțeles, nu pentru că folosise ea bolul de cristal ca să vadă exact ce s-a întâmplat acolo, datorită unei alocări echilibrate și ne mulțumește și noi îți mulțumim ție pentru multele aprecieri. Ildico, oricum, e o super investitoare și o felicit pentru faptul că a avut un portofoliu protejat. Mai vreau să menționez încă un lucru. Nu se calculează așa, Victor, cum ai zis tu, că 2 ani sunt pre-equivalent, pentru că trebuie să iei și probabilitatea de default. 1 și 2, faptul că la obligațiuni spre deosebire de acțiuni ești înaintea acționarilor la masa credală. Deci dacă intră în insolvență, în faliment, tu vei primi bani dacă rămân ceva, da? Înainte. Acum, dacă rămân ceva, e o întrebare. Noi nu avem statistici, pentru că în România până acum nu a picat niciuna care a fost listată. Valentin, dar în străinătate să știe că au picat altele și deținătorii de obligațiuni de obicei și-au recuperat o bună parte din bani. Adică șansele să piardă chiar tot nu sunt mari. Citeam o statistică în SUA, unde sunt mult mai multe astfel de obligațiuni, au o rată de 30% de default, 3,6%, ceva de genul ăsta, și din cele care intră în default, cam 50% se recuperează. Deci 50% rezonabil, nu până la urmă. Adică dacă nu vă place partea asta cu obligațiuni, nu nimic, faceți pe acțiuni, blue chips, care nu prea dau faliment decât în cazuri foarte rare, versus împreună cu titlul de stat. Și gata. E un portofoliu foarte bun, e și echilibrat, depinde de proporție. Nu trebuie să ne complicăm foarte mult. Corect. Bun, timpul trece foarte rapid. Aș mai insista cu, am văzut aici o întrebare și aș insista, dacă tot l-am prins pe Valentin. Valentin, întrebarea generală ar fi ce oportunități există la momentul actual pe bursă, dar nu aș vrea să spun această întrebare, ci aș vrea să întreb pe tine personal, ți se pare interesantă, nu ca sfat de investiții, ție personal, ți se pare interesantă o anumită acțiune la BVB? Mi s-a părut toate interesante în martie, motiv pentru care am și încărcat masiv în martie, și la BVB și pe ETF-uri internaționale și acțiunile, am tot spus în martie, tot spuneam că mi se par interesante acum acțiunile. Titlurile de stat nu mi se păreau interesante, chiar nici aurul nu mi se părea interesant în martie, doar acțiunile mi s-au părut interesante. Am trecut de martie, acțiunile chiar au crescut, au avut un rally de cât 20%, peste 20%, 25%. Astăzi ce e interesant, sincer, nu prea mai mi se pare că e ceva interesant. Pe bursă, eu știu că există această tendință de hai să alegem Netflix, hai să alegem nu știu ce filme de farmă, să pariem pe nu știu ce, să pariați pe ce. Că dacă nu sunteți în domeniul filmelor și platformelor online, voi nu cunoașteți modelul de business Netflix în detaliu. Da? Iar ăia care stabilesc prețul Netflix, da? Ea îl cunosc în detaliu. Deci prețurile companiilor din SUA sunt foarte mult influențate de investitori, nu persoane fizice, ci instituționali, care au în spate analiști pe sectoare.
Deci cei care investesc în utilități au analiști pentru industria de utilități. Cei care investesc pe IT au analiști care compară între proiectele, știu proiectele care urmează să fie să fie lansate pe piață de acea companie, știu legislația care urmează să fie aprobată, au oamenii membrii Consiliul de Administrare ale acelei companii. Deci voi când ajungeți la informații despre Netflix e următoarea bla 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 sau Tesla e următoarea bla bla bla, sunteți la a șaptea mână de informații. Dacă voi vreți să mergeți pe a investi după a șaptea mână de informații, atunci și să și credeți în șansa voastră, e foarte bine. Dar eu vă spun că să ați avut noroc dacă ați nimerit-o până acum. De ce spun chestia asta? Pentru că eu am făcut-o 10 ani de zile. 10 ani de zile am investit pe BVB făcând stock picking și alegând companii. Și aici n-ai așa multă selecție ca în SUA. Deci erau, nu știu, 25 de companii și doar pe alea le analizam. Le știam pe toate pe din afară. Și tot din noroc nimeream unele care explodau, din ghinion nimeream altele care nu explodau. Dar nu făceam nicio mare... Când treceam linii, aveam câștiguri multe și dese, dar mai micuțe și pierderi masive, mai rare. Dar alea care erau masive, erau masive. Bun, și acum, dacă facem stock picking, având în vedere că nu știți toate datele acelei companii, decât, mă rog, un screener de acțiuni și ați citit prin presă, normal că nici nu o să băgați mult bani, o să băgați 3.000 de dolari pe compania aia, să faceți un Revolut, un training, păi și câștigați 200% din 500 de dolari. Înseamnă nimic. Nu e mai bine să folosiți o metodă în care să aveți încredere și să băgați mult mai mulți bani, astfel încât dacă pe metoda aia, și aici mă refer la passive investing, de exemplu, pe MSCI World, pe metoda aia, dacă o știți istoric cum a evoluat și aveți și încredere și renunțați și la aroganța că eu cunosc, eu știu, eu sunt mai deștept decât restul, păi dacă în aia scoți 10% dintr-un capital mult mai mare, înseamnă mult mai mulți bani pentru voi. Acum voi trebuie să decideți. Vreau să mă joc? Dacă vreau să mă joc, da, o să fac stock picking pe Revolut. Și o să mă joc cu 500 de dolari. Fine. Vreau să mă joc sau vreau să fac bani din bursă? Dacă vreau să fac bani din bursă, găsesc un portofoliu echilibrat, da? Și bani ca lumea acolo. Da? Pentru că el este deja echilibrat și dacă pică bursa, are active care cresc în acel portofoliu, active care scad în acel portofoliu, dar este calculat astfel încât pe termen lung ar trebui să ne aducă și profit. Contează mult mai mult capitalul pe care îl ai în bursă și în investiții în general, decât succesul temporar micuț pe o anumită mică investiție. Adică am băgat 500 de euro și am scos 200 de euro. Da, uite, 50% profit, dar în buzunar am 200 de euro. Mulțumesc, Valentin. Asta rezolvă și întrebarea cu stock picking și întrebarea alegerea acțiunii câștigătoare. Da, avem portofoliu diversificat, atât eu cât și Valentin. Din întâmplare am idee despre portofoliul lui Valentin și într-adevăr este diversificat. Valentin, avem o întrebare despre un ETF pe titluri de stat. O să mă uit eu imediat, dar înainte de a ajunge la final și ne îndreptăm cu pași rapizi, vreau să nu uităm să discutăm și despre un subiect foarte interesant pe care interesează pe mulți. Ce este mișcarea FIRE? Ce este mișcarea FIRE? FIRE vine de la Financial Independence Retire Early, adică independență financiară, retragere timpurie. Este o mișcare care a prins mult avânt în SUA, în ultimul timp și în Europa. Presupune în termeni foarte simpli să economisești bani, să investești banii respectivi până ajungi la un anumit capital care îți produce suficient venit pasiv astfel încât tu să nu mai trebuiască să lucrezi. Sunt foarte multe persoane care au ajuns la nivelul respectiv și cu bani mulți și cu bani mai puțini.
contează foarte mult de câți bani ai nevoie ca venit pasiv ca să trăiești, pentru că unii oameni trăiesc cu 1000 de dolari, alții au nevoie de 8000 de dolari pentru a trăi bine. Ce îmi place foarte mult la mișcarea asta FIRE este nu doar faptul că înveți să investești și să economisești, ci mai ales și mai mult decât asta este despre un anumit tip de mindset, un anumit tip de gândire și de gestionare a propriei vieți. Ca să ajungi independent financiar, în primul rând trebuie să știi ce vrei de la viață. Valentin, scuze, iar te întrerup. Ce înseamnă independent financiar? Să trăiești viața cu burta la soare în Caraibe? Independența financiară înseamnă simplu doar să-ți acoperi costurile pe care le ai tu cu stilul tău de viață astăzi din venituri pasive. Nu înseamnă să ajungi multimilionar. Sunt milionari care nu sunt independenți financiari pentru că ard banii într-un ritm mai mare decât ar putea să o producă orice venit pasiv din lumea asta și alții care nu sunt milionari și majoritatea nu sunt milionari care, mă rog, cu un portofoliu de câteva sute de mii de dolari, își asigură 2000 de dolari pe lună venit pasiv și aia e. Și sunt foarte happy cu chestia asta. Dar ce spuneam mai devreme era că, ok, ca să ajungi independent financiar, nu e suficient doar să ai bani, ci trebuie să știi ce vrei de la viață și să-ți optimizezi, să-ți faci viața astfel încât să nu ajungi să fii dezamăgit. Gata, acum am o grămadă de bani și acum ce fac? Da? Pentru că în realitate mulți oameni care nu s-au pregătit mental și emoțional pentru FIRE ajung în depresie după ce ajung independenți financiar, pentru că nu mai știu ce să facă. Da? Dezvoltarea asta personală și autocunoașterea e la fel de importantă în procesul de independență financiară cum este învățarea pe investiții. Și încă un lucru, nu vreau să mai insist, cei din FIRE nu sunt, cei care ajung independenți financiari, nu sunt traderi activi, nu cumpără acțiuni pe Revolut, Tesla, că știu eu că. Dar marea majoritate merg pe două direcții, pe ambele sau doar pe una dintre cele două direcții. Ori pe real estate, caut o proprietate bună, o iau un pic sub prețul pieței, o renovez, am închiriat, venit pasiv. Da, ori foarte mult pe portofolii la bursă, în special ETF-uri pe acțiuni le place lor că le accelerează drumul. Câteva ETF-uri pe acțiuni primesc dividende și cupoane de la bonds și dividende de la acțiuni și aia e. Deci ori una, ori cealaltă, ori o combinație dintre cele două. Asta fac, deci ETF-uri, bonduri și imobiliare nu stau să selecteze și să facă trading pe Revolut sau pe altceva. Corect. Avem o întrebare foarte interesantă. Zice în felul următor. Cum definești financial independence pentru cineva care locuiește și lucrează în România? Răspunsul este foarte clar, exact cum l-a definit Valentin. În clipa în care venitul tău pasiv îți acoperă cheltuielile acum, fără vacanțe în plus, fără mașini în plus, fără cheltuieli în plus, just așa cum este el acum, în momentul ăla ești independent financiar. Da? Și continuă. În lume se vehiculează cifra de 44%, adică să poți trăi într-un an cu 4% din capitalul tău. Ai idee cât e cifra asta în România? Hai să ne lămurim în primul rând ce înseamnă cifra de 4%. Ideea este în felul următor. Mulți oameni cred în mod eronat că tu ai devenit independent financiar, ai un portofoliu, să zicem, de, nu știu, 500.000 de euro. Da? Și atunci când ai construit acest portofoliu, automat ai vândut tot, ai vândut acțiuni, ai vândut obligațiuni, ai vândut tot, pui banii aia la bancă, eventual într-un depozit cu 0,2% pe an, că sunt în euro sau dolari sau și tu începi în fiecare an să retragi din banii aia. Fals. Nu așa se face independența financiară, că după 10 ani, 20 sau 30 de ani, ți-ai păpat toți banii și ai rămas și fără bani, și în vârstă, și vai de capul tău, și nu așa se face. Investițiile trebuie să rămână în continuare investiții. A, poți să schimbi alocarea, poți să treci la mai multe instrumente mai conservatoare. Cum să nu? E perfect ok să faci așa. Dar
nu îți lichidezi portofoliul de investiții, că asta înseamnă să stai, cum se spune pe românește, craca de sub fund. Da? Portofoliul tău rămâne acolo, 500.000 de euro par. Ok. Cât va produce portofoliul tău? N-am nici cea mai vagă idee. Hai să luăm o cifră rezonabilă. Să zicem 7% pe an în euro. Să zicem că în perioada în care tu erai activ, ai avea niște instrumente puțin mai riscante și ajungeai pe la 8-9%, și într-o perioadă în care tu ai scăzut riscul, ajungi pe la, nu știu, pe la 6-7% pe an. Da? Tu ce faci atunci? Tu toți acei 7% îi folosești pentru consum? Cât înseamnă asta? Dacă tu ai 500.000 de euro portofoliu total, 7% înseamnă 35.000 de euro pe an, dacă nu greșesc eu, da? 7 ori 5, 35. 35.000 de euro pe an împărțit la 12 înseamnă circa 3.000 de euro pe lună, da? Nu, nu faci asta. Pentru că dacă tu tot randamentul pe care ți-l dă portofoliul tău îl consumi, în momentul ăla, independența ta financiară nu este sustenabilă pe termen foarte lung. Este sustenabilă pe termen scurt și mediu. De ce? Pentru că, să zicem, tu dacă ai ajuns independent financiar la 50 de ani, sau poate la 45 de ani, câți ani mai ai de trăit de la 45? Eu îți urez să mai ai de trăit minim 45. Deci să trăiești undeva cel puțin până la 90 de ani, este, această estimare rezonabilă este, pentru că în multe țări civilizate, speranța de viață deja e peste 80 de ani, deci probabil că în următorii 40 de ani va ajunge clar la 90 de ani. Da? E, tu ca să trăiești 40 de ani dintr-un anumit portofoliu, în clipa în care tu întregul profit îl consumi, înseamnă că puterea de cumpărare a celor 500.000 de euro de la an la an scade. De ce scade? Pentru că se numește inflație. Da? Deci, portofoliul tău va produce și va valora ceva acum, peste 10 ani mai puțin, peste 20 de ani mai puțin și peste 40 de ani cu mult mai puțin. Da? Dacă tu ai devenit independent financiar la 65 de ani și te gândești, domnule, trăiesc în România, deci probabil că mai am 20 de ani, hai să zic 25, ok, ai putea să faci chestia asta, că zici așa, e nițel ca la ruletă, dar mă rog. Însă dacă ai devenit mai tânăr, trebuie să fii foarte atent. Și atunci sfatul ca internațional care se dă, zice în felul următor, domnule, ca să nu-ți mănânci întregul profit, tu ar trebui în principiu să mănânci doar 4%. Aproximativ, atenție, nu e un calcul foarte exact. Ar trebui să consumi doar 4% și să mai rămână acolo un, hai să zicem, 1,5-2%, dacă nu chiar un 3%, hai să zic, poate 3% ar fi mult, dar măcar un 2% să rămână, care să-ți acopere măcar inflația. Știi? Adică de la an la an, portofoliul tău să crească în valoare ca să țină pasul cu inflația într-un mod rezonabil. Da? Pentru că, să nu uităm, chiar dacă portofoliul tău este diversificat, va fi diversificat în mai multe active mai conservatoare, cum sunt titlurile de stat. Titlurile de stat, teoretic, acoperă inflația. Practic, cum si, cum sa. Da? Uneori da, uneori nu. Deci, asta este chestiunea. Deși portofoliul tău va crește odată cu creșterea economică, tu dacă îi consumi întreaga lui creștere, îi face un joc periculos. Și atunci asta era sfatul cu domnule, consum, dar tu nu consum, cât îți dă el? Hai să zicem 7% pe an sau 6%, da? Nu-i consuma pe toți 6. Consumă 5, consumă 4,5% și lasă măcar un 1% acolo ca el să fii sigur că îl mai găsești acolo și peste 30-40 de ani și de ce nu să-l lași moștenire, nu? E și o formulă celebră care te ajută să calculezi toată chestia asta rapid. Vezi câți bani cheltui într-un an, să zicem cheltui, nu știu, 10.000 de euro, zic și eu, iar suma portofoliului tău de investiții, asta înseamnă imobiliare, acțiuni, obligațiuni, tot, trebuie să fie 25 ori această sumă. Care înseamnă, deci 10.000 de euro cheltuiți pe an, înseamnă 250.000. Exact ce ne-a spus Fabian, de la 10.000 de euro pe an, în total 250.000 de euro, este o estimare foarte bună, da? Sigur, e doar o estimare.
20.000 de euro, asta înseamnă pe lună cât 1.800 de euro cheltui tu și familia ta, înseamnă 500.000 de euro. Și măcar ai o țintă. Știi unde pornești. Chiar v-aș sfătui pe toți să vă calculați cât bani cheltuiți pe an pentru standardul vostru de viață actual, aproximativ, și mulțiți cu 25 și vedeți care este portofoliul de care aveți nevoie da? Și în felul ăsta veți avea o țintă. Prima dată veți vedea că acea țintă e mare. Păi ca să atingeți ținta aia mare, e normal că trebuie să vă educați un pic și să căpătați încredere în voi, da? Și să lăsați joaca pe Revolut cu 300 de euro, 200 de euro, pentru că tu ai nevoie de 500.000 de euro în portofoliu. Nu te joci cu 200-300 de euro, ai pierdere de vreme. Mai bine te dezvolți profesional în perioada în care te joci cu pe Revolut cu acțiunile. Dar chiar eu nu înțeleg de ce Revolut a introdus tâmpenia asta, adică chiar vor să-și piardă oamenii timpul și banii. E entertainment, dragilor, ce se întâmplă acolo. Distracție, da? Mai aveam o perspectivă asupra independenței financiare. Rugăm, Valentin, perspectiva e foarte importantă. Poate să pară o sumă mare, vai, câte sute de mii de euro și eu nu pot acum, dacă mă uit la cât câștig eu acum salariu și așa mai departe. Eu am o altă perspectivă. Odată ce tu ai o țintă fixă și începi să gândești, practic, să judeci, ai un anumit mindset, da, un mindset de creștere, să te duci, intri pe ideișibani.ro, intri în webinarii, intri pe științabanilor.ro, mai pui mâna pe o carte, pe un YouTube, pe un ceva, vei crește foarte mult. Deci vei crește financiar foarte mult, vei câștiga mult mai mult pe parcurs. De ce? Pentru că banii îți vin, pentru că tu îi creezi, ești mai mult, oferi mai multă utilitate celorlalți prin ceea ce faci tu. Nu rămâneți, dezamăgiți de faptul că astăzi va lua nu știu câți zeci de ani ca să ajungeți independenți financiar, pentru că dacă voi vă faceți ca scop principal creșterea voastră personală, creșterea ca inteligență emoțională, ca și cunoștințe, ca și valoare pentru ceilalți, lucrul acesta se va întâmpla mult, mult mai repede. Și avem aici oameni care pot să, chiar vă rog să confirmați printr-un da sau ceva, un mic comentariu, că din momentul în care ați început să dați atenție educației personale și creșterii, dezvoltării personale, deci dezvoltare personală și educație financiară, lucrurile au început să accelereze bun, mult și bine. Mie așa mi s-a întâmplat. Și cunosc sute, mii de oameni care așa au făcut. Cunosc oameni care spun astăzi, câștig de 20 de ori mai mult decât acum 10 ani. Sau câștig de, am un student care a citit e-book-ul meu 20 de modalități de a-și crește veniturile și în câteva luni și-a mărit venitul de la, nu știu, puțin, de vreo 5 ori și l-a mărit. Cu tot felul de lucruri. Ba, a obținut o bursă acolo, încă o sponsorizare de nu știu unde. A început să se miște. Deci lucrul ăsta se accelerează pe măsură ce îi dai atenție și începi să adaugi la tine. Ce adaugi la tine? Păi cunoștințe. Adaugi atenție asupra ta să vezi, ok, ce îmi doresc, ce resurse am, pe ce pot eu să fac să cresc. Da? Pe măsură ce tu îți aduci atenția la tine și la ce știi tu să faci și ce ești tu capabil să faci, și în exterior se vor vedea rezultatele. Orice atenție pe care o acordați voi pe partea de creștere personală trebuie să se vadă și în portofel. Și a doua perspectivă este, ok, pornesc pe drumul independenței financiare, dar până să ajung la portofoliul acela de 25 ori cheltuielile anuale, păi la un moment dat o să atingi un alt prag care se numește siguranță financiară, care e mult mai mic. Siguranța financiară înseamnă că am ceva venituri pasive, dacă nu mai am mâine niciun venit, măcar nu mor de foame. Asta e siguranța financiară. Adică măcar pot să trăiesc așa, ca ultimul, foarte modest. Dar din momentul ăla tu devii un om liber, pentru că nu mai există frica că mor de foame și nu ți-asiguri
nu știu, să-ți plătești întreținerea. Și în momentul ăla tu poți să te dedici altor activități vocaționale, activități pe care nu le mai faci doar pentru că trebuie să faci bani, ci pentru că îți plac. Se schimbă fantastic calitatea vieții. După aia, făcând o activitate vocațională, s-ar putea, nu e obligatoriu, dar de cele mai multe ori se întâmplă să și câștigi foarte bine din ea, pentru că îți place, acorzi atenție. Așa mi s-a întâmplat mie, eu câștigam bine ca și corporatist, eram manager senior, dar în momentul în care am atins un nivel de siguranță financiară, am zis ok, nu-mi place să fac ce făceam, mă săturasem, așa că mă fac, uite, fac o școală de coaching, talent la scris aveam și înainte, fac un blog și câștig mult mai bine decât atunci când eram corporatist. Da? Dar am avut nivelul ăla de siguranță. Siguranță în sensul de ok, nu cred că mor de foame, că aveam ceva venituri pasive, aveam rezerve, eram foarte ok. În concluzie, termin cu ideea asta. Concentrați-vă pe creșterea voastră personală și educația voastră financiară și toate domeniile, pentru că veți avea creșteri peste tot. Aveți, căpătați-vă un mindset de creștere și de acumulare. Așa, Dan, poți să intervin acum și cu... Da, te rog. În tot ce v-am povestit eu acum este din experiență. Nu le-am citit într-o carte de-a lui Tony Robbins sau Harv Eker sau vreun alt guru. Pur și simplu, le zic din experiență. Valentin, eu cred că tu ai citit multe cărți la viața ta până ai acumulat această experiență, nu-i așa? Sincer, le-am citit. Mi-au intrat pe ureche, mi-au ieșit pe altele și după aia m-am izbit de ele și le-am făcut sub îndrumarea de cele mai multe ore ale unui mentor. Eu așa am trecut peste multe situații sau din instinct. Dar după ce am trecut prin aceste situații, am văzut și că uite ce zicea ăla prin nu știu ce cărți, am aplicat și eu, doar că acum chiar înțeleg ce vreau să zic. Așa. Ce vreau să zic este că în urma experienței mele, eu am trecut prin multe situații dificile în ultimii ani, inclusiv demisia respectivă, care n-a fost ușoare. Am trecut și prin alte crize personale, o să vă las plăcerea să le studiați voi. Am conceput un curs pe care l-am și promovat până nu recent, în care vreau să transmit exact acest mindset, mindsetul acela de neînvins, cum să treci peste orice criză și cum să faci din orice perioadă bună iarăși o rampă de lansare pentru tine. Mie mi se pare că de multe ori ne concentrăm prea mult pe cunoștințele tehnice în care vorbim despre ok, ce portofoliu să ne facem, ce acțiune alegem și prea puțin pe mindsetul din spate, prea puțin pe istoria crizelor, da? Pe setarea mentală, pe gestionarea emoțiilor, pe planul de backup, pe modalitatea de a-ți crește veniturile, pe autocunoaștere. Păi tu vrei să ajungi independent financiar ca să faci ce? Păi dacă nu ești fericit azi, nu o să fii nici independent financiar fericit. Da? Hai să lucrăm un pic la autocunoaștere, să ne definim acea independență și libertate financiară și să începem să o trăim înainte, să atingem cifrele. Că așa cum trăim înainte de independență financiară, cam la fel vom trăi și după, doar cu să avem poate mai mult timp liber. Dar cu ce ocupăm timpul ăla liber? Îl ocupăm cu lucruri faine? Sau începem să ne uităm pe Netflix toată ziua, bună ziua, și să intrăm în depresie că nu mai avem un scop în viață. Este un curs destul de scurt, are 12 lecții, deci nu o să vă rețină foarte, foarte mult. Prin acest curs încerc să vă transmit mindset-ul de rădăcină, de bază, prin care nu doar să faceți bani în criză, necriză, whatever, pe termen lung și să ajungeți independent financiar, dar să și fiți imbatabili în momentele de criză, momentele dificile, să vă păstrați echilibrul, să înțelegeți că viața este o călătorie și călătoria se construiește în fiecare moment.
fiecare zi tu mai pui încă o cărămidă la viața pe care ți-o dorești. Ar fi bine să nu aștepți să-ți definești viața pe care ți-o dorești atunci când vei fi plin de bani, poate, dar pe interior vei fi foarte confuz și nu vei ști ce-ți dorești de la viață, de fapt. Pentru astăzi, până în seara aceasta, am pregătit și un cod de reducere de 100 de lei, în care revenim practic la prețul din lansare, deci în loc de 290 de lei, prețul ar fi 190 de lei. Codul de reducere este 100, da, foarte original din partea mea. Se aplică aici, aplicăm codul și este minus 100. Este valabil astăzi până la sfârșitul zilei, de după ora 12 noaptea nu o să mai fie valabil. Însă, pentru cei care văd înregistrarea, voi face un alt cod începând de mâine, doar pentru ziua de 30 aprilie, care va fi de 50 de lei reducere. Deci codul va fi 50. Dar astăzi codul este 100, astfel aducem la prețul acesta. Am primit foarte multe testimoniale foarte mișto pe acest cursuleț. Dan m-a certat că i-am alocat timp, pentru că noi avem treburi mai mari de făcut în perioada asta, dar efectiv am ținut de atâta timp să-l fac, am vrut să exprim ceva din mine. Totdeauna am simțit că ok, facem foarte mult training pe finanțe, pe educație financiară, pe partea de cunoștințe tehnice și simțeam că lipsește exact baza asta, mindset-ul ăsta, care pe mine m-a ajutat să am o creștere în ultimii 5-6 ani, cum nu visam niciodată în viața mea. Deci eu nu visam să am viața asta prin toate dificultățile prin care am trecut, care se văd o parte din ele aici. Nu visam că voi ajunge aici și nu visam să am o viziune atât de clară asupra viitorului. Mulțumim foarte mult, Valentin. Să vă spun. Mulțumim pentru ofertă. Suntem siguri că este un curs de valoare. Bine, eu de fapt sunt mai sigur ca toată lumea pentru că am trecut prin el, așa că vorbesc din propria mea experiență. Mulțumim și pentru cei care ați împărtășit părerile voastre. Într-adevăr, treaba cu mindset-ul este extrem de importantă, așa cum spune și un cunoscut proverb românesc, peștele de la mindset se împute. Da? Deci putem să facem calcule, putem să facem alocări, putem să facem ce vreți voi, dacă nu înțelegem cu adevărat ce se întâmplă acolo, se va întâmpla ceva care ne va da peste cap. Ori un eveniment pozitiv, ori un eveniment negativ, întotdeauna se întâmplă ceva și nu e vina noastră, bineînțeles, întotdeauna este vina altuia, păcând atunci când avem chestia asta întipărită foarte clar, avem o motivație puternică, ne este mult, mult mai ușor. Și pentru că am avut întrebări despre imobiliare, dați-mi voie să mai fac un ultim share screen, v-am ținut destul și pe ziua de astăzi. Și părerea mea este că trecutul nu trebuie să judecăm viitorul ca fiind identic cu ce s-a întâmplat în trecut. Niciodată viitorul nu este identic cu ce se întâmplă în trecut, însă de mare majoritatea a dăților viitorul rimează cu trecutul. Este într-un anumit mod asemănător. Și vă recomand să intrați pe site-ul imobiliare.ro. Să vă uitați aici la Imo Expert, aveți indicele imobiliare.ro și uitați-vă, oare ce s-a întâmplat în anul 2008-2009? De unde veneau prețurile? Cât de ridicate erau? A se citi umflate cu pompa în perioada aia? Ce s-a întâmplat cu ele? Cum s-au prăbușit? Cum la un moment dat s-au plafonat? Cum a venit din 2010-2011 criza datoriilor suverane care le-a mai împins în jos? Credința mea personală este că dacă n-ar fi venit acea criză, le-ar fi stagnat undeva în zona asta. Cum în 2013-2014 a mers puțin mai jos și abia după aia cum am crescut,
N-am crescut exploziv, dar am crescut. Uitați-vă că există și pe câteva orașe. Vedeți că există deosebiri foarte mari între orașe, cum ar fi, de exemplu, Bucureștiul. Acesta este graficul cu Bucureștiul. Vedeți că nu am crescut prea mult, poate undeva la jumătatea distanței căzute în 2008-2009 și uitați unde se află Cluj-Napoca, sau mă rog, se afla înainte de această criză, era sus, mult mai sus față de anul 2008, ceea ce este de-a dreptul funny, cum spunea Lorand, Cluj-Napoca este un caz particular. Încercați să vă orientați privind acest grafic și, mă rog, experiența celor care au trecut prin această zonă și veți afla lucruri interesante. Într-adevăr, Valentin, îți mulțumesc că ai dat din casă acea idee. Avem la ora actuală în pregătire un material foarte interesant și sunt convins o să fie foarte util pentru marea parte a celor care vor ajunge la el. Deocamdată nu vă putem spune mai multe decât fiți pe fază, pentru că în viitorul apropiat, în circa 2 săptămâni, vom putea să venim cu mai multe informații, însă pariul meu este că o să vă plac. Sunt sigur că o să vă plac. Chiar în momentele astea lucrăm, filmăm, lucrăm intens la ele. O să fie super. O să vă placă mult de tot. Bun, eu vă stau în continuare la dispoziție. Vă rog, trimiteți-mi întrebările voastre, comentariile voastre despre ce ați vrea să discutăm data viitoare. Trimiteți-mi pe e-mail la dan@ideishibank.ro. Intrați și pe canalul de YouTube să vedeți înregistrări. Voi posta și înregistrarea din seara asta. Sunt și înregistrările întâlnirilor care au avut loc până acum. Și vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru interesul vostru. Voi sunteți motivul pentru care noi facem această activitate. Ne bucurăm foarte mult să vă avem aproape și mult succes în tot ce faceți și nu uitați că un om informat este un om mai bogat. La revedere! Mai bine! Ciao.